Bună ziua, dragilor, și bun venit la o nouă lecție de geografie. Sunt profesor Georgian Ungur, iar astăzi discutăm despre subcarpații Moldovei. Aceștia se desfășoară între Valea Moldovei la nord, culoarul Siretului la est, Valea Trotușului la sud, în timp ce spre vest sunt mărginiți de Carpații Orientali. Subcarpații Moldovei sunt formați dintr-un șir de dealuri și unul de depresiuni. Principalele dealuri sunt dealul Pleșu, în partea nordică, dealurile Bistriței și dealul Pietricica, în timp ce depresiunile cuprind depresiunea Neamț, depresiunea Cracău-Bistrița, depresiunea Tazlău și depresiunea Cașină. În subcarpații Moldovei, altitudinile medii sunt cuprinse între 400 și 500 de metri, cea mai mare altitudine este întâlnită în partea nordică, în culmea Pleșului, 911 metri, iar cea mai scăzută în culoarul Siretului, în partea estică, 150 de metri. Observăm în această fotografie o perspectivă dinspre sud-est, asupra culmii Pleșu, în care se vede cetatea Neamț. Climatul este de deal cu temperaturi medii anuale care scad dinspre sud 9 grade la Onești, spre nord 8 grade la Târgu Neamț și odată cu creșterea în altitudine. Subcarpații Moldovei sunt mărginiți la est de culoarul siretului, afluenții acestuia traversând sau mărginind subcarpații Moldovei. Moldova cu afluentul neamț în partea nordică, Bistrița cu afluentul Cracău în partea centrală, Trotușul cu afluenții Tazlău și Cașin în partea sudică. Pe râul Bistrița au fost amenajate o serie de lacuri în scop hidroenergetic. În subcarpații Moldovei predomine etajul stejarului și Alfagului, iar solurile fac parte din clasa argiluvisolurilor, solurilor, solurilor cenușii și cernoziomurilor, mai frecvente în depresiuni. din subsolul subcarpaților Moldovei se exploatează sare, petrol, gaze naturale, săruri de potasiu și roși de construcție, în principal argilă. Dragilor, vă propun acum rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Folosind o aplicație sau un program informatic, realizați un poster de prezentare a subcarpaților Moldovei. Puteți realiza posterul online gratuit în Canva. Vă doresc succes în rezolvarea acestei sarcini de lucru. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci eu vă doresc sănătate și succes!